Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 299 din 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Este lege ordinară. Comisia propune respingerea propunerii. Voturi pentru. ...172, voturi împotrivă, un vot împotrivă, abțineri, 1 abținere. Pe procedură, domnul Toader? Da, doamna președintă, cred că n-a fost destul de clar și sigur atenția a fost mai mult la ceea ce a declarat domnul Zgonea. Aici nu e prevăzută la propunerea legislativă prin modificarea și completarea legii numărul 269, trebuia să spuneți că comisia a propus respingerea. Deci aici apare adoptarea propunerii legislative, fiindcă nu a avut la vremea respectivă numărul de voturi ca lege organică. În condițiile astea, ori rectificați și spuneți respingere, ori reluăm votul, fiindcă nu poate să fie modifice așa cum este prevăzut în propunerea legislativă. Domnul Toader, am înțeles ceea ce a specificat, poate n-am fost eu clară, dar raportul e de respingere potrivit articolului 104 din regulament, asta e ceea ce am spus eu, se supune la vot adoptarea propunerii legislative. Dacă nu s-a înțeles, atunci vă supun încă o dată la vot, tocmai pentru ca să eliminăm orice fel de neclaritate. Deci, propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 269 din 2003 privind statutul Corpului Diplomatic și Consular al României. Lege organică, raportul este de respingere, dar se supune la vot adoptarea. Voturi pentru. Voturi împotrivă. 171. Abțineri? O abținere. Pe procedură, domnul Zgonea. Doamna președintă, domnilor colegi, nu știu dacă să râd sau să plâng. Vă las pe dumneavoastră să vă întrebați. Nu suntem oare penibili, mă refer la cei care votează, când votați acum pentru, după care nu vă dați seama ce votați, și vine liderul de grup și spune nu știu ce, și după aceea dânsul spune, fă așa ca Olteanu, și noastră nu mai votați. Păi când ați votat corect? Prima dată, că doamna președinte a spus că a citat corect. Și asta înseamnă că prima procedură pe care dumneavoastră ați făcut-o, cu votul pentru propunerea domniei sale, în unanimitate, cu o singură abținere, mă scuzați, este cel corect. După 30 de secunde, votați împotrivă în unanimitate asupra același proiect de lege. Ce publicăm în monitorul oficial? Spuneți dumneavoastră ce vreți. Hai să supunem la vot ce vreți. Doamna președinte, vă rog frumos, cu tot respectul, nu mai avem regulament. Ce votăm și când votăm? Eu nu am o problemă. Dumneavoastră sunteți pus într-o postură delicată și pentru prima dată când vă văd în această postură. Vă rog frumos să le explicați colegilor să nu mai voteze împotriva votului pe care l-au dat cu 30 de secunde înainte. Am să fac o singură precizare tehnică pentru a explica și de ce am solicitat reluarea votului, pentru că, într-adevăr, de la nivelul secretariatului tehnic nu se precizase că exista un raport de respingere din partea comisiei. Știți foarte bine, domnul Zgonea, că asta reprezintă întotdeauna un indiciu și un reper pentru plen în momentul în care se exprimă prin vot.